Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din municipiul Satu-Mare a fost arhiplină astăzi. Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată de un sobor de 15 preoți și diaconi în frunte cu arhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, preasfințitul Justin Sighetanul. De asemenea, din soborul de preoți au făcut parte protopopul de Satu-Mare Ioan Socolan, consilierul cultural de la Episcopie Cristian Ștefan, preoții parohi ai bisericii Cristian Boloș și Aurel Donca, precum și alte fețe bisericești invitate cu prilejul sărbătorii. Trei evenimente mari au fost marcate astăzi la catedrală: a doua zi de Crăciun, împlinirea a 75 de ani de la ridicarea lăcașului de cult și proclamarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, protectoare ai municipiului Satu-Mare. O zi de mare sărbătoare și de multă bucurie a fost cea de-a doua zi de Crăciun în municipiul Satu-Mare, deoarece am aniversat 75 de ani de la construirea acestei catedrale importante și monument de arhitectură al municipiului Satu-Mare, catedrală a cărei piatră de temelie a fost pusă de către vrednicul de pomenire, episcop al Oradei Nicolae Popoviciu, și sfințită de către alt episcop al Oradei, vrednic de pomenire Valerian Zaharia, și slujită de preoți vrednici. Sunt 75 de ani, catedrala este iubită și împodobită de prezența credincioșilor români ortodoxi din municipiu, propriu-zis este inima municipiului Satu-Mare, de aceea am ținut să aniversăm la acest popas 75 de ani, pentru ca să-i cinstim pe înaintași și pe ctitori și binefăcătorii și pe slujitorii acestei biserici importante. Apoi, un alt popas important a fost proclamarea Sfinților Împărați Constantin și Elena ca sfinți protectori ai municipiului Satu-Mare, la propunerea episcopiei noastre. Consiliul Local în 19 decembrie anul acesta a aprobat această propunere. Semnificația zilei de astăzi este una extrem de bogată. De ce? Pentru că noi azi sărbăm nașterea Domnului Iisus Hristos, este a doua zi de Crăciun, dar totodată sufletele noastre au fost cuprinse de o mare bucurie, întrucât preasfințitul Justin Sighetianul a fost prezent în mijlocul credincioșilor sătmăreni. Cu această ocazie am sărbat 75 de ani de la zidirea bisericii noastre, a Catedralei Ortodoxe Adormirea Maicii Domnului din Satu-Mare. Biserică emblematică pentru sătmăreni. Ea este și lăcaș de închinare, dar este și o școală înaltă, așa cum s-a propus de la început, de la zidirea ei. Este Ateneu și Academie Română, cultivatoare a tot ceea ce este ortodox în creștinism și ortodox în romanism, în românism, în simțire și în graiul întregului neam românesc. De aceea, noi dorim ca să ducem pe mai departe tradiția acestei sfinte biserici a lui Dumnezeu. Și așa cum spunea preasfințitul Justin, la 80 de ani de la zidirea bisericii, nădăjduim să ne reîntâlnim în același cadru pentru a săvârși rânduiala de resfințire a bisericii. Pe atunci, sperăm, cu ajutorul Domnului, să o restaurăm în întregime, cu fonduri europene, bineînțeles, dacă Dumnezeu va hotărâ și vom putea întocmi un proiect așa cum se cuvine. Dăm slavă Domnului pentru această zi binecuvântată și mulțumim tuturor credincioșilor care ne-au susținut și ne susțin. Și mulțumim Consiliului Județean care a fost de partea noastră și de această dată. În această zi, de asemenea, Sfinții Împărați Constantin și Elena au fost proclamați oficiali ca și ocrotitori ai municipiului Satu-Mare. Și este un lucru benefic pentru că Sfinții Împărați vor veghea la bunul mers al vieții în municipiul nostru. Și totodată, această zi a fost o zi de reîntâlnire a credincioșilor cu autoritățile locale, o zi în care relațiile dintre biserică și stat s-au consolidat. Dăm slavă Domnului pentru toate! Cu prilejul proclamării Sfinților Împărați Constantin și Elena, protectorii municipiului reședință de județ, primăria a primit în dar o icoană. Și sper ca să iubească această icoană și celelalte culte, pentru că sunt sfinți cinstiți și de romano-catolici și de greco-catolici, deci sunt sfinți comuni ai noștri, ai tuturor. Așa că vă felicităm și vă dăruim cu mult drag
dăruim cu mult drag. De asemenea, cei care sprijină parohia Catedralei Ortodoxe au fost recompensați cu plachete aniversare, iar europarlamentarul Ovidiu Siraghi și parlamentarul Octavian Petric au primit astăzi cea mai înaltă distinție pentru laici, Crucea Voievodală Maramureșană. Distinția urma să o primească și primarul Dorel Coica, însă pentru că acesta este plecat din județ, o va primi în cadrul unei alte ceremonii. Avem noi susținătorii fideli ai activităților bisericii noastre. Este vorba de domnul europarlamentar Ovidiu Siraghi și domnul Octavian Petric, cărora vreau să le ofer cu multă bucurie în fața dumneavoastră cea mai înaltă distinție pentru laici, Crucea Voievodală Maramureșană. Domnului ministru, domnului ministru și europarlamentar Ovidiu Siraghi, conferim Crucea Voievodală, să o punem aici, așa. Dar Crucea Voievodală Maramureșană. Vremea este. De ce spui? Lângă sutele de credincioși, la slujba religioasă au luat parte oficialii județului, europarlamentarul Ovidiu Siraghi, parlamentarul Octavian Petric, prefectul Eugeniu Avram, președintele Consiliului Județean Adrian Ștef, vicepreședintele Mircea Govor, viceprimarii Radu Roca și Marcela Papici, directorul Administrației Județene a Finanțelor Publice, Mircea Ardelean și alții. E o mare sărbătoare a municipiului, a județului nostru și mă bucur foarte mult că am reușit să participăm într-un număr atât de mare la această sărbătoare și că a fost alături de noi preasfințitul episcopul vicar Iustin Sigheteanu, care întotdeauna, în asemenea momente, acordă importanța maximă comunităților noastre din județul nostru. Pe această cale vreau să-i mulțumesc pentru faptul că este un păstor într-adevăr vrednic pentru județul nostru. Foarte importante evenimente, eu spun că chiar putem să le spunem că sunt în număr de trei. Sigur, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, care de fiecare dată, în a doua zi de Crăciun, preasfinția sa, ne-a obișnuit că sărbătorim împreună. Momentul în care am aniversat cei 75 de ani de când această biserică a fost dată municipiului și județului Satu Mare e un lăcaș de cult, de smerenie, e un edificiu cultural și arhitectural, pot să spun, pentru că această biserică copiază arhitectura bisericii din mănăstirea Curtea de Argeș în unele părți ale ei. Și în acel moment, acum 75 de ani, am demonstrat noi românii că suntem capabili ca să dăm asemenea edificii municipiului, județului și istoriei noastre. Al treilea moment este stabilirea ca sfinți protectori ai municipiului Satu Mare, părații, sfinții împărați Constantin și Elena, să fie sfinții protectori ai municipiului Satu Mare. Vă mulțumim numele primăriei. A primarului domnul Valeț, care din motive obiective n-a putut fi prezent astăzi aici și ne-a delegat pe noi la acest minunat și unic eveniment. Să vă mulțumim și numele meu de rețetii a Consiliului Municipal și pot spune a credincioșilor și a locuitorilor Municipului Satu Mare, vă mulțumim pentru susținerea și de vețele realizate de dumneavoastră, astfel încât astăzi, în acest anumacia, Sfinții Apostoli Constantin, Sfinții Împărați Constantin și Elena să devină protectori și protectori Municipului Satu Mare. Catedrala a fost construită între anii 1937 și 1938 prin eforturile și contribuția credincioșilor în frunte cu preoții slujitori, epitropii și consilierii parohiali. Doi ani mai târziu, în 1940, se sluja deja în biserică. Lăcașul de cult reprezintă una dintre capodoperele arhitectonice din nord-vestul României.
Un tânăr din satul Mare a fost tâlhărit de Crăciun tocmai în scara blocului în care locuiește. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 24 spre 25 decembrie la ora 4, însă poliția a primit sesizarea abia la 10 seara. Victima a anunțat că în scara unui bloc de pe strada Dariu Pop din municipiu a fost lovită de trei necunoscuți care au furat telefonul mobil și 30 de lei. Imediat după sesizare, polițiștii au reușit să identifice doi dintre agresori, tineri de 21 și 18 ani, în timp ce încercau să valorifice telefonul. Apoi, oamenii legii l-au identificat și pe al treilea suspect, un tânăr de 17 ani din Arad. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar atacatorii au fost reținuți pentru tâlhărie. Un alt caz s-a petrecut ieri dimineață înainte de ora 6, când un locatar al blocului CD2 de pe strada Ostrovului din satul Mare a sesizat prin 112 o agresiune. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că altercația s-a produs între doi tineri de 29 și 25 de ani. Unul a fost înțepat cu un cuțit în zona toracelui în partea stângă. Cercetările în cauză continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală și port ilegal de armă albă. Consiliul Județean Sălaj va finaliza la 31 decembrie 2013 implementarea proiectului reabilitare a drumului județean DG108A DN1F Românaș Craca-Jibou-Benesat. Proiectul, care depășește 100 de milioane de lei, a fost realizat prin programul operațional regional 2007-2013. 85% din finanțare este asigurată de Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% de la bugetul de stat și 2% reprezintă contribuția proprie a Consiliului Județean Sălaj. În cadrul proiectului s-au reabilitat și modernizat peste 36 de kilometri de drum, a fost reabilitată componenta carosabilă pe o suprafață de aproape 240.000 de metri pătrați, au fost construite 3 poduri, 96 de podețe transversale și laterale și accese la proprietăți, iar alte poduri și podețe au fost reabilitate și consolidate. De asemenea, au fost amenajate șanțuri și trotuare. Reabilitarea acestui drum a fost impusă de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe drumul ce realizează legătura localităților situate în zona Meseșului și Jibou cu municipiile importante din zonă, respectiv Cluj-Napoca, Baia Mare, Zalău, Satu Mare și Dej. Astfel s-a creat o alternativă de traseu la drumurile naționale DN1F și DN1H pentru accesul înspre și dinspre zona Jibou, Baia Mare, Satu Mare, Cluj și Oradea.